Sub motoul "Ce ai moștenit de la părinți, cultivă-l pentru a-l stăpâni", Forumul Germanilor din Reghin împreună cu Primăria Municipiului și Biserica Evanghelică au organizat duminică 10 mai cea de-a 26-a ediție a Sărbării de Mai, Mai Fest. Ce ai moștenit de la strămoși, cultivă-l pentru a-l stăpâni. Cu acest moto al Mai Festului din 2015, am onoarea să deschid această serbare mare și semnificativă pentru noi sașii din Reghin, care include totodată ziua mamei și ziua școlii. Bine ați venit cu toții la Mai Fest! Și anul acesta, sărbătoarea s-a bucurat de o participare numeroasă. Mii de reghineni și nu numai au luat parte la manifestarea religioasă, culturală și artistică, în care au fost promovate valorile și tradițiile sașilor. Sărbătoarea, ce a marcat ziua mamei și ziua școlii, a demarat cu slujba ecumenică, găzduită de Biserica Evanghelică din municipiu, la care au participat președintele Forumului Democratic German, Organizația Regiunii Transilvania, Martin Boteș, dar și viceconsulul Germaniei la Sibiu, Hans Șebeș, primiți cu entuziasm de comunitatea reghineană. Lăsați-mă să consider această sărbătoare ca sărbătoarea Reghinului, nu numai a sașilor. Intrând în curte, am zis ce mulți sași suntem. Nu contează cum vorbim, contează că ne-am întâlnit la acest eveniment deosebit. Pentru Reghin este o onoare să sărbătorim această zi minunată și Dumnezeu a fost alături de noi. Este soare, atât pe cer, cât și în inimile noastre. Și ne bucurăm că trăim într-o comunitate perfectă și într-o înțelegere minunată, așa cum este necesar. Momentul religios a fost urmat de parada portului popular în acordurile fanfarei. Noutatea acestei ediții este că parada portului și programul artistic nu au mai avut loc la Pădurea Rotundă, ci în centrul municipiului. Pe scena amplasată lângă parcul municipal și-a lăsat amprenta folclorul săsesc. Dansurile și jocurile populare germanice au fost invitate echipe de dansuri populare din Reghin, Bistrița, Târgu Mureș și Batoș. Noi astăzi am sosit la marea manifestare de la Reghin, la Mai Fest, cu formația de dansuri de la Batoș, Rosenkranz, care de foarte mulți ani participă la această manifestare. Și cu ce program mai exact? Avem o suită de dansuri populare care săsești, care vor fi prezentate. Ce port aveți? Portul popular este specific Batoșului, după cum se și vede în imagine, deci noi reprezentăm prin acest costum Batoșul. Noi suntem de foarte mulți ani la această manifestație, în fiecare an suntem grupul de ansamblu de dansuri populare Săsești de la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian. Și ce o să prezentați astăzi? Avem trei dansuri și anume un dans vechi, meșteșugăresc, adică a breslelor din Evul Mediu, și un dans săsesc, Ștern Polca, și un dans mai scurt între ele. Deci trei dansuri o să dansăm. Și cum învățământul reghinean are o implicare continuă în consolidarea și promovarea patrimoniului cultural săsesc, programul artistic i-a avut ca propovăduitori pe copiii care învață la grădinițele și școlile cu predare în limba germană din Reghin. În cadrul schimbului intercultural de la Maifest 2015 au fost prezentate de asemenea și jocuri și cântece populare românești. Ați mai participat la asemenea manifestări? Am participat și anul trecut la Maifest, am fost la Bistrița și la mai multe. Și ce ați pregătit voi în program, de fapt? Păi, Forumul German a pregătit moara, miule, și clasele a 8-a și a 7-a, bender dance. De către cine sunteți pregătiți? De către Herr Urban, Urban Walter, și diriginta noastră, Ana Maria Klein. Cum te simți? Mă simt foarte bine. Ce înseamnă, de fapt, această sărbătoare și faptul că voi, tinerii, încercați să vă implicați în manifestări de genul? Maifest înseamnă ziua mamei și venirea primăverii.
Aveți un port minunat, ai putea chiar să-l și descrii? Da, aș putea să vi-l descriu. Acesta este Vesta. Aici, prima dată sunt poale, apoi încă un rând de poale, iar apoi vine șorțul. Și aici avem cămașa, care se încheie la mâini și la gât. Iar broderiile, de cum sunt făcute, de ce sunt alese elemente florale? Sunt alese broderiile acestea pentru că sunt din diferite zone și aici astea se poartă. Așa. Ce frumos ești îmbrăcată astăzi, de ce? Pentru că este mai festul și vom dansa și... De cât timp v-ați pregătit și cu ce dansuri veți fi pe scenă astăzi la MyFest? Cu dansuri ID Shirt și... Zibenshit. De cât timp vă pregătiți și cine vă ajută? Ne ajută Herr Hans de Famera Ioan și ne pregătim de 2 săptămâni, cam așa. La această sărbătoare a comunității sașilor, iată că vin, se implică și portul popular românesc cu jocurile și cântecele noastre. Ai mai participat la astfel de manifestări și cum te simți tu? Da, este a doua oară pentru mine și mă simt foarte bine, tot timp când sunt cu ansamblu și cu colegii mei. E un moment minunat pentru noi, pentru că duce mai departe tradiția de românești și simt foarte bine făcând asta. Noi, ca tineret, avem datoria de a duce mai departe această tradiție. Și ne mândrim cu asta. De la ce formație faci parte tu? Ansamblul Doina Mureșului, din Reghin. Coordonator? Valerica Frangeș. Surpriza sărbătorii a venit din partea președintelui Martin Boteș, care i-a acordat președintelui Forumului Germanilor din Reghin o medalie de aur pentru întreaga activitate de 14 ani în slujba organizației. Anul acesta Forumul German împlinește 25 de ani de existență. Cu această ocazie, noi am creat o medalie. Această medalie ofer domnului Robert Zoison, care de 14 ani conduce Forumul German din Reghin, care de fapt de la început a fost activ în cadrul organizației noastre. Îi mulțumim! Felicitări! Această medalie vreau să vă arăt și ofer tuturor reghinienilor care sunt astăzi prezenți și cei care n-au putut astăzi să fie prezenți la această. Mulțumesc Forumului German! MyFest, sărbătoarea sașilor, se marchează în fiecare an la Reghin, în cea de-a doua duminică din luna mai.